Ediție specială, doamnelor și domnilor, aici la România TV. Victor Ponta a ajuns în studioul nostru. Bună seara, domnule Ponta. Bună seara, doamnă. Bine ați venit. Nu știu dacă am venit bine, că nu știu, care-s veștile bune? Păi, o să le vedem acum, nu sunt chiar să bune, dar poate, poate le descâlcim împreună. Împreună, da. Da. Doamnelor și domnilor, vorbim despre crizele anunțate de președintele Iohannis, prima riposta lui Victor Ponta aici, în direct la România TV. De ce vor înarmarea parlamentarilor și judecătorilor? Ce se pregătește în România? Dezvăluirile lui Ponta, culisele prieteniei Iohannis, Ciucă, mutarea de la Cotroceni, ce se întâmplă acum la Palat, atacul plătit de Austria și ruși la premierul PSD, Marcel Ciolacu, rețeaua drogaților care impun politicile publice de la noi. Va bloca mâine PSD decizia comisionărilor din bănci? Cum se vor putea face plățile? Explicațiile lui Ponta în direct aici la România TV. Vorbim inclusiv despre falimentul personal al românilor, dar și șocul imobiliar. Cum pregătesc manipularea următoarelor alegeri? Îl vor mai pune în fața lui Ponta, doamnelor și domnilor, înregistrările manipulării? Ce îi pregătesc focile lui Ponta din nou în scandalul alegerilor? Așadar, transmisiuni de la toate evenimentele acestei seri, dar și imaginile momentului aici la România TV. Vă mulțumesc, domnule Ponta, încă o dată că sunteți alături de noi și mergem direct la președintele Iohannis, să știți, pentru că dumnealui este cel care anunță criză după criză, bani pentru înarmare. Ia uita ce spune. Avem însă și teme de ale noastre, care sunt complicate și le vom discuta astăzi. Tema, probabil cea mai complicată, cum toată lumea poate să-și imagineze, este cea legată de bani. Trebuie să rediscutăm bugetul multianual al Uniunii Europene. De când a fost aprobat acest buget, lumea s-a schimbat, au apărut crize peste crize peste crize, avem cele două războaie în Ucraina și în Israel, avem nevoie de bani în plus. Este într-adevăr o chestiune în discuție, această chestiune am început să o discut cu președinta von der Leyen încă de când ne-am întâlnit la ONU la New York. Este o discuție care continuă, sperăm să obținem fonduri suplimentare pentru ceea ce facem ca să funcționeze logistica de export din Ucraina spre piețele lumii. Este puțin deprimant că de la Viena să auzi ca și cum acolo o placă s-ar fi puțin stricat. Tot același text. Devine din ce în ce mai ciudat acest dialog în condițiile în care Austria de fiecare dată spune clar că n-are nimic cu sau n-are nimic împotriva României sau a Bulgariei, dar se opune extinderii spațiului Schengen, în condițiile în care exact în aceeași ședință a aprobat aderarea Croației. Deci argumentele sunt cel puțin străvezii. În aceste condiții noi continuăm toate discuțiile, știm foarte bine că noi îndeplinim absolut toate criteriile Schengen, dar pe de altă parte, și trebuie să o spun, fiindcă cineva trebuie să o spună, realitatea este că spațiul Schengen nu mai funcționează. Nu mai funcționează și aproape că nu mai există spațiul Schengen. Ce mai funcționează, domnule Ponta, că l-auzim pe președintele țării, criză, criză, criză și ni se spune aici în țară că lucrurile merg bine, nu trebuie să ne îngrijorăm? Da, unde era domnul Iohannis? Păi unde să fie? La Bruxelles. Ah, ok. Și atunci ce discutăm în România? Sincer, eu nu l-am mai văzut pe domnul Iohannis. În România de foarte mult timp nici nu zic că ar trebui să fie, că nu ne-ar ajuta cu nimic, ne-ar încurca, părerea mea. Da, cine să rezolve problemele astea cu Schengen-ul? Puteți să o rezolvați dumneavoastră sau eu? Dacă ar ține de mine, aș rezolva-o, dar păi nu pot. E un singur român în Consiliul European, domnul Iohannis, care ar putea să spună, domnule, uite, orice propunere a Austriei, eu sunt contra, veto. Și probabil că dacă ar face chestia asta o dată, de două ori, de trei ori, ar veni cancelarul Austriei și ar zice, domnul președinte, stai, domnule, nu poți fi contra mea. Ba, pot să fiu. Păi am dreptate. Nu mă interesează și eu am dreptate cu Schengen-ul. Votez contra ta. Da. Sunteți dumneavoastră în Consiliul European? Eu? Nici măcar Ciolacu nu e, sau, nu știu, Ciucă sau altcineva. E doar domnul Iohannis de 9 ani. Am plinit 9 ani de când este acolo. De 9 ani discută despre Schengen.
Păi zic să-l mai lăsăm 9 ani, să mai discute 9 ani despre Schengen. Ce rost are să dezbatem povestea asta? E rușinoasă pentru noi, pentru români, să mai... Nu suntem reprezentați. Nu e rușinos pentru austrieci, că până la urmă noi n-am ales, nu l-am ales noi românii pe cancelor Austriei. L-au ales ei, austriecii. Noi ne-am ales un președinte care de 9 ani discută. După aceea ne spune că sunt criză. Știm că noi trăim aici. Noi nu trăim nici la Bruxelles, nici în case de protocol. Sunt, sigur că sunt crize și sigur că oamenilor e din ce în ce mai rău. Uite, am fost săptămâna aceasta, la final de an, sunt evenimente importante, topuri de premiere a firmelor private. Am fost și la Camera de Comerț și Industrie a României și la Consiliul Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Era sumbră atmosfera, adică oamenii ăia meritau premii, că sunt cei care investesc bani, care plătesc taxe și impozite, care plătesc salarii, de fapt. Dar era sumbră atmosfera, pentru că ziceau, bun, la începutul anului era ceva, la mijlocul anului era altceva, acum e altceva, cine se mai pregătește la anul și cât o să mai putem să mai ducem chestia asta. Și erau două cuvinte pe care eu le-am învățat fiind prim-ministru. După aceea, lucrând în mediul privat, am zis, aoleo, dacă eram așa deștept când eram prim-ministru. Stabilitate și predictibilitate, adică zi mediului de afaceri, dom'le, astea sunt condițiile. Nimeni n-a zis vreau taxe mai mici sau mai mari sau să-mi dai sau să nu. Spune-mi, te rog frumos, care sunt regulile, stabilitate, nu le mai schimb, și predictibilitate, să știu ce-mi fac. Sunt la România TV, vreau să știu cât mă costă salariile, ce taxe plătește. Nu pot să le schimb tot timpul. Păi, de acolo sunt, de fapt, problemele României. Nu sunt de la Ucraina, nu sunt nici de la Israel. Sigur, contextul internațional e rău, dar e rău și pentru România, și pentru Bulgaria, și pentru Ungaria, pentru toată lumea. Dar în contextul ăsta, în România, încă sunt milioane de oameni care muncesc, sunt sute de mii de oameni de afaceri care își pun banii lor, care se duc la bănci, de exemplu. Da? Și băncile le dau bani împrumut cu 10% pentru că nu-i plătește altcineva. Aici, de fapt, sunt problemele economice pe care sper și încearcă să văd cu bine, cu rău, dar pe care le rezolvă guvernul dacă nu sunt decizii politice. Că altfel, dacă dezbatem politic, măsuri economice, economia nu ține cont de politică. Asta vreau să vă întreb, că toate chestiile astea nu țin de Iohannis, domnule Ponta? Nu, tocmai de-aia nu știu de ce s-a apucat să vorbească, că sincer n-aștepta nimeni. Domnul Iohannis a transmis la ambele evenimente la care am fost eu un consilier prezidențial, a citit un mesaj. Ok, na, nici bine, nici rău, foarte bine, foarte frumos că a trimis un consilier. Adică lucrurile astea, e clar, țin de guvern. Categoric de guvern. Dar atunci guvernul ar trebui să fie și la Bruxelles, ca să în locul domnului Iohannis, ca să spună, domne, când decideți, apropo de bani, apropo de fonduri europene, eu știu când am fost prim-ministru, cum nu mă înțelegeam eu cu domnul Băsescu, dar eu am negociat banii 2014-2020, și am luat 30 de miliarde care au venit în România ca să putem să scădem taxe și impozite. Acum domnul Iohannis negociază, nu știu ce negociază, sincer. Adică ce să negocieze domnul Iohannis? O să plece peste un an. Nu... Negociază plecarea? Sau? Nu, nu, zic ce negociază viitorul, buget sau ce? Nu, nu vă... De exemplu, ideea pe care a discutat-o și Ciolacu, a fost la Kiev, a fost la Bruxelles. Domne, noi vrem să ajutăm Ucraina, România. Foarte bine facem. Dar ajutați-ne cu niște bani, pentru că asta ne costă foarte mult. Trebuie să ne reparăm drumuri, căi ferate, porturile la Dunăre, punctele de trecere a frontieră. Nu se poate să fie din bugetul României. Ok, asta da, asta pot să înțeleg. Da, asta am vorbit cu doamna Ursula la New York, am mai vorbit la Bruxelles, nu se rezolve. Adică trebuie să fim un pic mai, mai hotărâți. Vă întreb de plecarea domnului Iohannis, dacă asta negociază, pentru că citesc și eu presa și văd că se vehiculează, pleacă comisar pe politică externă la UE, astea sunt, pleacă la NATO. Ok. Unde, până la urmă, e planul de carieră al domniei sale. Acum nu vreau să fiu răutăcios și nu sunt eu Victor Ponta cel care să întreb, dar totuși ăștia 9 ani în România, ce rămâne în urmă? România lucrului bine făcut, adică România educată. Tocmai am citit, am văzut și la dumneavoastră, că iau elevii cu media 2, iau bursă, nu? Asta e România educată. Poate o fi bine, nu știu. Nu, e rău, vă spun eu. Părerea mea e că e foarte rău. Dar asta e România educată. România în Schengen. Nu suntem în Schengen. De 9 ani discutăm. O să mai discutăm încă 9 ani.
România, partenerul Statelor Unite. Suntem parteneri, dar tot nu avem viză. Croații merg fără viză și ungurii și polonezii. Multe alte lucruri. România, domnule, dezvoltăm firmele private. Păi nu vă supărați, e greu acum, e foarte greu pentru firmele private. Mult mai greu decât era în urmă cu 9 ani când urma să le dezvolte domnul Iohannis. Instabilitatea asta, domnul Ciolacu e al 9-lea prim-ministru, este din cauza domnului Iohannis. Asta este realizarea. Ok, acum să sperăm că avem stabilitate politică, să avem și stabilitate în ceea ce privește prevederile, fiscalitatea. Pentru că altfel 2024 va fi un an foarte, foarte greu. Mult mai greu decât 2023. E un an electoral și știți că anii electorali... Nu pentru că e greu pe economic vorbesc. Electoral, sigur, e an electoral. Na. Problema e ce vom face după alegeri. Că știți cum e, când sunt alegeri, da, oamenilor măresc pensiile, majorăm ajutoarele sociale și după aia... Și după aia vedem dacă mai avem să... Mai țineți minte, și în 2008, nu? Înainte de criză, tot așa, se dublau toate, se făceau, zicea domnul Iohannis, domnul Băsescu, uite, na, că mă povă, că ce România, o duce foarte bine, n-avem nevoie de niciun femei, după aia cum au trecut alegerile. Bun, sunt alegeri, e foarte bine că sunt alegeri, poate facem niște schimbări mai bune, dacă iarăși alegem pe... Am văzut și eu scandalul de zilele astea cu cine a votat la referendum, cine n-a votat, useriștii se omorau între ei, că n-ai voie să votezi la referendum, că mă rog, că aveau problemele lor, ca să zic așa. Eu sper în continuare ca de fapt subiectul numărul unu, sper, eu așa, iurea, nu o să fie, dar subiectul numărul unu ar trebui să fie merge economia ca din banii din economie, să facem ce a zis domnul Ciolacu, domne, mărim pensiile. Foarte bine, hai să le mărim pe alea mici. Să nu le mai mărim pe alea mari. Avem bani din economie, că din împrumuturi, la un moment dat va fi foarte greu. România pierde 1 miliard de euro pe lună. Deja la un moment dat nu o să ne mai dea nimeni bani. Suntem cam împovărați cu împrumuturile astea, din ce am văzut și eu cu cifrele. Adică păi de la 50 de miliarde am asta 150, de 3 ori mai mult. Nu, adică nu-i de glumă. Dar... Da. Ce vrea să ne spună președintele cu înarmarea? Că ne trebuie bani și pentru înarmare. Ne înarmăm pentru ce? Adică pentru ce să ne pregătim? Acum, slavă Domnului, eu în continuare cred că România nu va fi atacată de nimeni. Suntem membri NATO, avem trupe americane, trupe franceze, trupe britanice aici. Nu o să atace nimeni România. Pe de altă parte, avem niște obligații, apropo, de cât trebuie să punem și noi bani. Dar asta oamenii înțeleg. Însă rachetele și avioanele nu țin nici de foame, nici de școală, nici de spital, nici de drumuri. Adică oamenii zic, da, domnule, am înțeles, suntem în NATO, e foarte bine că suntem în NATO, niște bani merg la cheltuieli militare, zim de celelalte. Că dacă vorbim tot de avioane și de tancuri, nu cred că oamenii o să se simtă mai bine, o să zică, da, domnule, uite, nu mi-a crescut salariul sau pensia, n-am bani de întreținere în decembrie. Da, am tancuri și avioane. Poate vedem la parada militară de la 1 decembrie, poate ne încălzește, da, asta, okay, nu? E frumoasă parada, mi-a plăcut întotdeauna, e o chestie de mândrie, dar nu ține de foame parada, niciodată. Și oare înarmarea parlamentarilor și magistraților la ce asta ne ce folosește? E? Cam, am, păi dar... haideți, stați un pic că ne explică colegul meu. Dați știrea că am auzit și n-ai vrea să comentez ceva. Să mergem la Dragoș Bistriceanu ca să ne explice. Bună seara, Dragoș, te rog. Bun găsit tuturor, este informația momentului. Un proiect controversat a trecut tacit de Senat și va da liber la înarmarea demnitarilor, magistraților. Apar însă tot mai multe controverse și voci care solicită retragerea acestui proiect din cauza consecințelor negative care ar putea să apară, cum ar fi folosirea mult mai frecventă a armelor. Trebuie însă să privim această informație și din perspectiva situației tensionate la nivelul întregii planete. Să ne întrebăm de ce este atât de necesară înarmarea unei părți semnificative din populația României, în contextul în care nu s-a mai pus vreodată problema de așa ceva, nu s-a mai discutat despre un astfel de proiect la noi în țară. Priviți însă ce se întâmplă dincolo de granițe. În Ungaria, ministrul de externe a avertizat că suntem tot mai aproape de un al treilea război mondial și vorba despre întâlnirile pe care le va desfășura în perioada următoare Victor Orban, tocmai pentru a discuta această situație. Mai mult decât atât, omul lui Vladimir Putin a vorbit și el
chiar recent despre declanșarea celui de-al treilea război mondial, despre faptul că suntem tot mai aproape de o astfel de variantă și este suficient să privim la ce se întâmplă pe glob, la toate aceste conflicte și războaie declanșate și să ne gândim dacă nu cumva, în contextul în care România se înarmează, știm ce investiții s-au făcut pe zona de apărare și astfel de proiecte, cum ar fi acesta de înarmare a unei categorii importante din populație, nu cumva nu este o simplă coincidență. Asta ne lipsea, domnule Ponta? Nu, categoric nu. Nu știu de proiect, n-aș vrea să vorbesc cumva așa după ureche. Dar am o idee pe care o am avut-o de când am intrat în politică, înainte am fost procuror, teoretic procuror. Adică și magistrat, și politician? Da, nu, dar teoretic, văzusem și eu în filme, domne, procurorul, să am și eu pistol, mi-a zis, nu mai știu, un șef de-al meu, a zis, ternă-mă cu prostiile, tu umbli cu pistolul pe stradă, tu ai curaj să tragi într-un bandit? Am zis, n-am, că-s un om normal, cum să... Ei, ăla are curaj să tragă în tine dacă ți-ai arma, potolește-te. Dacă e un lucru bun în România, că ne uităm la atâtea nenorociri care se întâmplă în lume, este acest control foarte strict, uneori exagerat. Eu nu sunt vânător, dar am prieteni care sunt vânători și care îmi spun, bă, tot timpul vine să ne verifice, să foarte bine că vă verifică, de 1000 de ori să vă verifice. Măcar în România nu găsești la colțul străzii arme. Mi-aduc aminte că acum 10-15 ani, vă aduceți și dumneavoastră aminte, nu găseam în România nici droguri. Și acum se găsesc, pentru că n-am fost atenți. Acum și ne acum spune alergăm... că în 15 ani vom găsi și arme peste în România, la vânzare. Deci eu cred că orice fel de lege, în afară de militari în timpul serviciului și de polițist în timpul serviciului, eu nu vreau să văd nicio armă la nimeni, la nimic. Asta e părerea mea, nu mai sunt parlamentar. Aș vota împotriva oricărei legi care ar extinde acest regim al armelor. Vorbesc de arme militare, nu? Că despre asta este vorba. Da, 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 să clar. Te aperi. Dom'le, nu te atacă nimeni. Dacă ești cumva un judecător pus în pericol, dacă ești un procuror cer pus protecție. În pericol, cer protecție. Are SPP-ul, are Ministerul de Interne, are servicii foarte bune. Stai puțin, nu suntem în vestul sălbatic aici, să ce, să ne umblăm toți cu pistoalele după noi și să ne punem pistoalele pe masă? Să... Doamne ferește! Nu, poate că proiectul nu e așa, poate că s-a exagerat un pic în relatare, dar e o chestiune de principiu, la care vă spun foarte clar, asta ne mai lipsește. Nu vreau să văd pe nimeni cu arme. La un moment dat era boala aia cu pistol cu gaze sau nu mai știu. Da. Și alea trebuie interzise. Păi eu când scoate unul pistolul la mine, eu mai mă uit să văd dacă e cu gaze, cu glonți, cu ce e, cu... Cum adică? Intră peste mine în casă cu pistolul? Nu, nici alea. Un regim foarte strict e un lucru încă bun în România. Aș vrea să nu-l stricăm și pe ăsta, dacă se poate. Ne uităm acum la fostul premier Nicolae Ciucă. Fostul premier care susține că are o relație foarte bună cu președintele Iohannis. Cu siguranță. Și că îl sună de ziua domniei sale și mai mult de atât mărturisește că niciodată nu a fost plecat într-o vacanță, atenție, în străinătate, domnule Ponta, că tot ziceți dumneavoastră, blamați că tot timpul e plecat președinte, uite că domnul Ciucă nu a fost plecat, ia uitați-mi ce spune. Un apropiat în sensul în care, prin această sintagmă, se înțelege relația instituțională între doi oameni care își servesc țara, sunt foarte onorat de faptul că am făcut și fac parte din echipa președintelui Iohannis. L-am respectat și voi respecta toată viața mea pentru modul în care a ținut calea democrației în România, inclusiv pentru deciziile care nu i-au adus neapărat un plus politic, dar pentru țara a făcut ceea ce trebuie. Indiferent în ce postură ne vom afla, sunt un om loial, voi rămâne loial cauzei și echipei. Altfel spus, vă sună de ziua noastră, îl sunați de ziua dumnealui? Da, nu fac un act de mândrie din chestiunea aceasta, dar e al meu. N-am fost niciodată în concediu în străinătate. Niciodată în concediu sau în vacanță sau în city break. Ați văzut, da? Adică se poate și fără străinătate. Mai e dreptul domniei sale. Cum să spun, am tot respectul pentru loialitatea de militar a domnului Ciucă. E normal să-i fie loial președintelui.
Poate că dacă nu era așa loial, îi spunea domnul președinte, domne, nu-s bun de prim-ministru sau de șef la PNL, de ce îmi dați o sarcină la care nu mă pricep, nu știu, dacă mă puneți pe mine acum să vă gătesc un calcan la cuptor, vă spun, domne, nu sunt în stare, nu sunt un om deștept, dar nu sunt în stare să fac chestia asta. Dar dincolo de asta, pot să vă spun și noi nicio critică la adresa domnului Ciucă. Eu copiilor mei nu le-am lăsat case, mașini, nu ne-a... Dar i-am plimbat în toată lumea, gândindu-mă că așa le deschid mintea. Că dacă învață o limbă străină, dacă văd alți oameni, devin numai deștepți în sensul de... Ba, devin mai deștept, să nu vă supărați. Orice limbă în plus străină pe care o știi te face mai deștept. Orice țară pe care o vezi, orice oameni pe care îi cunoști te fac mai deștept. Nu e nimic rău să stai numai în România. Dimpotrivă. Eu vă spun cum gândesc eu. Dacă aș putea să-mi duc copiii sau să merg eu din Patagonia până în Noua Zeelandă și din Kamchatka capă, aș face-o pentru că mă gândesc că mintea deschisă e o mult mai bună decât o minte care stă doar într-un singur loc. Dincolo de asta e problema domniei sale. Vacanțele, aici pot să fac o glumă, pe medie între vacanțele în străinătate ale domnului Iohannis și vacanțele în țară ale domnului Ciucă, ajungem la jumătate. Problema este alta. Și anume, e corect îndemnul și îl fac și eu acum, dincolo de asta, de a încerca să le spui oamenilor, domnule, mergeți și în România, nu mergeți sau în Grecia sau în Turcia. Problema este, îi ajutăm pe oamenii de afaceri români din Horeca sau îi omorâm de fiecare dată. Când e vorba de taxe, când e vorba de controle, când e vorba de noi reglementări, noi parcă îi gonim pe români. Eu, de exemplu, eu, Ponta, premierul, am băgat chestia aia cu bonul de casă, cu fiscalizarea. Mi-au zis toți, domnule, ai dreptate în principiu că ne cer cu bon. Dar du-te în Grecia, ți-a dat cineva vreun bon vreodată sau în Turcia? Vezi că de-aia pleacă român. Acum, toate regulile pe care le facem cumva împotriva celor din România. După care ne supărăm că românii pleacă. Păi dacă e mai ieftin în străinătate, dacă serviciile sunt mai bune în străinătate, suntem o lume deschisă. Eu cred că domnul Ciucă, în afară de momentul ăsta patriotic, că stă doar în România, dacă ar veni cu niște măsuri concrete în care să spună, domnule, uite, guvernul PNL, că acum au devenit uituci. Guvernul PNL condus de Ludovic Orban și cu guvernul PNL condus de Florin Câțu și guvernul PNL condus de mine, Nicolae Ciucă, am făcut următoarele lucruri ca să stați în România, să nu mai plecați în străinătate. Dar stați un pic, că și acum e la guvernare domnul Ciucă. Adică... Mă rog, nu mai e, nu știu, acum e devine Ciolacu, dacă e cea. Dar în ultimii 4 ani au fost guvernele liberale. Acum, toată lumea care mă întâlnesc zice, doamne, tu ai fost singurul premier liberal din țara asta, că ai redus toate taxele și impozitele. Ok, dar spune, uite, eu stau în țară și stând numai în țară, în Bucovina, superb, minunat locul, dar acolo când merg la pensiuni, oamenii îmi spun, domnul Ciucă, mulțumim, domne, că ne-ați redus TVA-ul de la 24% la 9%. A, nu dumneavoastră, Ponta, scuze. Domnul Ciucă, vă mulțumim, domne, că ne-ați lăsat cu 1% pe micro-întreprinderi. Aoleu, nu, că ne-ați băgat 3. Domnul Ciucă, vă mulțumim că am rămas cu dividende 5%. Aoleu, stați că dumneavoastră nu le-ați lăsat la 5, le-ați spus la 8%. Domnul Ciucă, la noi în Bucovina, vine omul cu cash și vrea să plătească. Aoleu, nu ne mai lăsați să plătim cash. Adică, discursul patriotic e frumos, dar e frumos în armată. Noi nu suntem toți în armată. Îl vedeți pe domnul Ciucă luându-i locul lui domnul Iohannis la Cotroceni? Adică... Păi, de ce nu? Doar că va sta în România, nu va mai pleca în străinătate. Păi, va trebui să plece, că e președintele țării, adică... Na. Da, ok. Deci nu, dar nu în vacanță. Bănuiesc că de muncă a mai plecat și domnul Ciucă, nu? A mai plecat, dar nu, okay. Nu în vacanță. Totuși, noi am avut de la liberali, de la PNL, am avut un ministru al turismului care nu zbura cu avionul și nu vorbea nicio limbă străină. Bine, sigur, îl plăcea domnul Flutur din Bucovina, dar asta nu cred că însemna să fii ministru să nu zbori cu avionul și să nu vorbești nicio limbă străină. Deci, aș vrea să nu cădem într-un pășunism de ăsta în care, dom'le, eu să știți, eu merg numai cu bicicleta și să am o garsonieră. Nu, ăsta e Barna, ăsta e Barna, asta zice, și cu trotineta. Cu trotineta Barna, da. Da. Nu, Barna. Deci, ideea următoarea. Ok, foarte frumos, domnul Ciucă, ce spuneți, lucruri de bun simț și că îl iubește pe domnul Iohannis.
Parcă, mă rog, oricum o face mai decent. Cel de dinainte, Orban, era cu cine generalul pentru care bla bla și l-a dat afară. Câțu zicea că o să-l iubim pe Iohannis până la moarte, până la moartea lui Câțu. Sper ca de data asta lucrurile să fie mai... Problema este de fiecare dată, bun, mă bucur că tu, Ciucă, cu Iohannis vă înțelegi. Foarte bine că vă înțelegeți, nu e nimic rău, nu trebuie să vă certați. Pentru noi ceilalți, în cei 9 ani de când e domnul Iohannis președinte și dumneavoastră de când sunteți președinte la PNL, puteți ne dați 5 lucruri bune? Dați-ne 5 lucruri bune. Că pe mine și că aia care mă înjură, mă întreabă, zi-vă, Ponta, ce ai făcut? Am redus TVA-ul. Da, așa e, corect. Am redus impozitul pe dividend. Da, da, așa este. Am redus ceas. Da, da, așa e. Da, ai dreptate. Și? E, l-am votat pe Iohannis. Cum să te votăm pe tine? Foarte bine ați făcut. Acum, de ce vă plângeți de Iohannis? Să mai votăm încă un Iohannis sau să-l rugăm pe Iohannis să rămână în funcție. Dar poate că o să-l voteze pe domnul Gioană anul următor. Orice se poate în România. Credeți? Dar cred că numai un candidat susținut de unul dintre cele trei partide, PSD, PNL și AUR, poate să intre în turul 2. Nu trebuie să fie neapărat membru sau trebuie să fie membru. Eu am văzut acum un fragment dintr-o emisiune a președintelui Academiei, domnul Aurel Pop, care la întrebarea ați candidat la președinte, a dat un răspuns pentru care eu, cum spun, m-aș repezi la vot să-l votez. A zis, dacă în România președintele ar fi ceea ce e în alte țări, adică să reprezint țara, să păstreze echilibru, să... zice, da, aș vrea. Dar așa cum e la noi cu președintele, care se bagă în toate, conduce servicii, partide, chestii, a zis, nu, nu, nu mă interesează. Și am zis, Doamne, n-ajunge președinte, că ar fi prea frumos cineva care să gândească așa. Ne uităm și vedem că au început manipulările de dinaintea campaniei electorale. Normal. Și ne uităm la articolul publicat într-o celebră revistă pentru care, mă rog, sunt acuzații la adresa domnului Gioană că ar fi fost plătit. Articol care avertizează cum că suntem în pericol aici în România, că vin naționaliștii, că vin că domnul Ciolacu nu face ce trebuie, în schimb e ridicat în slavă domnul Gioană. Adică se fac chestiile astea, eu adică să plătești. Eu nu cred că e niciun pericol atâta timp cât în România oricine vine, că vine PSD, că vine PNL, că vine AUR, că vine Pro-România, că vine PMP. Domnule, e votat într-un proces democratic. Oricine este ales democratic, mie nu mi se pare că e un pericol. Povestea asta, că asta e rămas, să știți, de pe vremuri și e prosteala cu care de fiecare dată ne-au stricat țara. Dom'le, dacă votezi cu noi ăștia de dreapta, dar nu știu ce, ăștia care de fapt punem taxe și impozite, ești deștept, ești frumos. Dacă votezi cu aia, cu PSD-ul era de obicei, sau cu PRM-ul, sau cu AUR, ori ești vândulul Putin, ori ești un analfabet, ori ești un ticălos, un nu știu ce... Asta a fost o ticăloșie prin care au justificat de fiecare dată și manipulări și fraude la vot. Dom'le, trebuie să salvăm țara, dom'le, veniți să salvați țara. Acum nu știu de cine mai trebuie să salveze. De cine? De Simion? De ce trebuie să salveze de Simion? Mie nu-mi place la Simion și i-am spus lui chestia asta. Că e el singur acolo și că dacă îl întreb, George, cine va fi ministrul de externe în guvernul AUR? Să-mi spune și mie ce părere are despre conflictul din Gaza. Nu există. Dar cine va fi la finanțe? Să-mi spui și mie ce părere ai despre legea asta. Nu există. Dar la sănătate, dar la educație, nu. Ok, atâta e singurul reproș vine, pe care vine imediat aici, după dumneavoastră. Da, ajunge, mă bucur dacă răspunde la întrebările astea, m-a liniștit. Ajunge domnul dar ideea Simion, că e cineva, notați-vă acolo, domnul Simion, răspunde și domnului Ponta. Pericol. Domne, Simion e pericolul, vine Gioană să ne scape de pericolul Simion. Dar poate vine doamna Lasconi. N-ați văzut-o pe doamna Lasconi? Doamna Lasconi, în mod normal, vă spun sincer, m-am gândit că o să aduceți cumva subiectul și m-am gândit cum să-l tratez. În mod normal, n-are ce să caute la USR. E un fariseism, este o ipocrizie. Este o femeie și o laud pentru asta. Foarte religioasă, foarte... N-ai ce să cauți într-un partid, USR-ul, care are ca principii și nu o spun ca o critică. Dom'le, ei sunt cu progresismul, cu... Deci a fost un fariseist care a ajuns la USR pentru că tu, de fapt, nu e locul tău acolo. E, cum să spun, eu țin cu steaua, e ca și când aș fi în galerie la Dinamo, cu tricoul lui Dinamo pe mine, dar eu țin cu steaua. Și m-au descoperit ea la un moment dat că... Păi și-o luați la Plor România sau ce? Păi nu, nu, asta vreau să spun. Deci, în primul rând, avea ce să caute acolo. După care,
Sigur, astăzi a apărut cu familia aia, numai aia, nu, aia e cumplit și nu vreau, da, să comentez în niciun caz. În niciun caz. Na. Dar e clar că nu avea ce să caute acolo. E clar că au umflat-o acum, domne, o pun locul 1 la europarlamentare. Păi n-ai ce să cauți în grupul în care este USR-ul, că acolo lumea gândește invers decât tine. Poate merge în grup împreună cu Aur, aia, da, e în regulă. Sau mă rog, nu mai știu, PPE-ul poate mai sunt așa mai tradiționaliști, să zic. PSD-ul nu, de exemplu, la socialiști. Nu poți să spui că ai votat la referendum, chiar dacă referendumul a fost făcut de Dragnea, că era și vă PSD-ul. Dar dincolo de asta, fariseismul ăsta, în care întotdeauna te dai altceva, se întâmplă și în presă, eu nu vorbesc de presă, dar s-a văzut zilele astea cum e cu fariseismul în presă, în mai multe episoade. Se întâmplă în politică foarte des. Eu am... la 8 ani după tragedia aia, de care apropo a spus că n-a mai vorbit nimeni, n-a mai zis nimeni nimic, n-a mai plâns nimeni după... Păi de ce n-a mai zis nimeni nimic de colectiv? Ajung eu, Ponta, să vorbesc. Pentru că după 8 ani tot n-avem nicio secție de arși. Pentru că după 8 ani tot la fel sunt cluburile de nesigure. Pentru că după 8 ani toată lumea zice, voi v-ați folosit de tragedia oamenilor din punct de vedere politic. Stop. Deci ipocrizia omoară România. Și aș vrea să văd că poate ne-am mai vaccinat pentru ipocrizia asta. Altfel, la anul viitor, 4 rânduri de alegeri, o să-i alegem în funcție pe cei care, cum spun, ne păcălesc cel mai bine. Asta e ideea. Eu cred că e greșit. Da, cred că asta cu alegerile, nu prea se gândesc mulți români la asta, se gândesc la ce se întâmplă cu banii lor, ce e în buzunar. Exact. Și viața, viața normală și soluții pentru viața normală. Altfel, în general... v-a învățat experiența că în politică cei cu principii, cei care vorbesc non-stop de principii sunt cei mai fără principii. Asta vreau să vă dau un exemplu legat aici de falimentul personal și ce spune un agent imobiliar care se plânge că, atenție, vin oameni care au cumpărat cu câteva luni, ani în urmă, case de la el și vin să le dea înapoi pentru că nu mai pot plăti la bănci. Uite așa spune domnule Ponta. Mie minim dublă față de cum era cu 2 ani, la majoritatea. Nu-și mai permis rata la bancă, pentru că atunci când au cumpărat, banca le-a permis 40% grad de îndatorare din venit. Fiind dublă, înseamnă că ai 80% grad de îndatorare. Din ce trăiești? 80% din venitul tău îl dai la bancă, tu din ce mai trăiești? Dobânda ce înseamnă? 7% pe an. Ai luat 100.000, tu în fiecare an dai 7.000 la bancă, separat de ce dai banii înapoi. Asta e 7% da, pe an, da? Da, da. E, tu poți, îți plătești rata, te chinui, cât nu ai ce să faci, că altfel ți-a casa, bă, mai chinuie-te încă un pic și în fiecare lună mai pune încă 467 de lei, 400, principalul din luna viitoare. Tu dacă dai 400 în fiecare lună, principalul din luna viitoare, tu economisești dobânda aia, banii aia nu-i mai dai. Ți s-a întâmplat să ai vânzători care spun că nu mai pot să plătească rata și vând? Majoritatea. Tu vorbești serios? Nu. Cum adică majoritatea? Sună telefonul non-stop că nu-și mai permit rata la bancă și vor să vândă. Ca să nu piardă, ca să nu îi execute. Și încă n-a început. Încă n-a început, încă se mai împrumută. De la ala, de la ala, să plătească ratele. Dar în curând, nu fac predicții imobiliare, văd în telefon că sună din ce în ce mai mulți că nu-și mai permit rata la bancă și vor să vândă. Încă n-a dar început. E adevărat. E adevărat. Și toată lumea spunea, vine, 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 vine momentul când, până la urmă, știți cum, și la guvernare, toată lumea a zis, de ani de zile. Vă vedeți, vedeți, vedeți că vine momentul. Acum Ciolacu n-a plătit datoriile, că n-are de unde să le plătească. Cumva a zis că nu mai face altele, dar alea au rămas. Exact cum explica la emisiune. Zice, tu gândește-te că România împrumută 1 miliard de euro pe lună, dar la miliardul ăla de euro plătește 7%. Dobânzile, da. Adică, stați așa, cât sunt? 70 de milioane? Cât? 70 de milioane, da? În fiecare lună numai dobânzile ca să le plătești. De la cine le iei? De la firmele private care se duc și ele la bancă. Și care se duc la bancă și spun, dom'le, uite, am un contract cu o primărie, cu... dar nu m-a plătit. Dăm tu banii sau să iau fonduri europene și da, ți dau cu 7, cu 8, cu 10, nu mai e 7, e 10%. Ce poate să facă ca să iasă din chestia asta? De fapt, marea problemă asta e că noi am tot trăit pe niște datorii,
Îmi pare rău să o spun eu critic, ar trebui, nu știu, că... Da, ultimii 4 ani, că de-aia am ajuns aici, a fost un desmăț de datorii ale statului, lua banii, adică cel mai neliberal lucru din lume, ca să spun așa. Că de obicei socialiștii iau bani împrumut, dau la popor și după aia. În România invers. Domnul Câțu a fost campion la așa ceva. Domnul Câțu, m-am uitat și eu. Da, pe... și Orban și Câțu s-a continuat și pe vremea domnului Ciucă, care sigur a stat în România în vacanță, dar au plecat mulți în vacanță pe bani împrumutați de domnul Ciucă. Mulți liberali stau numai prin vacanțe străinătate pe banii aia. Ideea este, la un moment dat vine o notă de plată. Sigur, tot timpul încerc să o amâni. O duce mai încolo, o mai încolo, duce mortul. La un moment dat trebuie să-l pui pe masă, să-l încerci, să-l învii, nu-l învii, îl omori. Ori asta n-are cum să nu se simtă în buzunarul oamenilor. N-are cum să nu se simtă în viața de zi cu zi. N-are cum să nu se simtă, auleu, m-am dus, iară s-a scumpit curentul, iară s-a scumpit gazul. Iară s-a... Și acum, atenție, încă stăm cu facturile alea că ne ajută compensate. Vremea. Și ne ajută nu, vremea. Și cu facturile compensate. Dacă nu ar mai fi compensate din banii de la guvern, adică din banii pe care îi împrumută guvernul și face după. E un cerc vicios în care noi ne tot ducem din ce în ce mai adânc. Oricine vine și oricine încearcă, în momentul ăsta mai încearcă Ciolacu. Ciucă am văzut că candidează, bravo lui, succes. Joana candidează și e cu NATO. Cine se ocupă de... Simion se luptă cu bandiții, Joana se luptă cu Simion, ok, treaba lor, foarte bine. Cine vine cu soluțiile la partea economică? Pentru că dacă nu vii cu soluții, chiar dacă amâni până la alegeri, la un moment dat vine nota de plată. Și ce vă spunea din zona privată, e adevărat, cred că jumătate dintre cei care se uită la noi o să spună, da, domnule, eu mă regăsesc acolo, mă regăsesc între cei care au încercat să-și facă un credit pentru o casă, pentru o mașină, pentru... și care acum se uită și zic de unde să dau să le dau pe toate. Haideți să vă arăt și ce se întâmplă la țară, la oamenii simpli, că nebunia asta cu cash-ul, cu poștașul care nu mai vine să aducă pensia cash, să-și facă oamenii cardurile, a fost revolta. Astăzi, ia uitați imaginile. Când se dă bani? Să aducă, să aduceți bani. Ii, ce vă zic, extraordinar! Dacă nu ne trimite bani, de ce plătim noi curiante și toate cele astea? Să vină cu banii, să ne aducă banii de pensie, că noi... Și așa ne dă puțin, noi pentru banii ăștia am muncit. Da, deci, până la... Poștașul nu mai vine cu cash-ul și trebuie să-și facă cu oamenii carduri. Asta e vorba de ce? De pensii? Nu da, se de dau pensii. Deja pe... De pensii, în zona respectivă... Nu, da, trebuie să-și facă carduri, că nu mai vine poștașul. La persoane fizice e vorba de 5.000 de lei. Nu știu dacă au pensie mai mare de 5.000 de lei. Nu, e clar că nu. Sunt oameni care au lucrat în agricultură. Păi nu, până la 5.000 ai voie să faci orice plată, inclusiv pensia. Sigur că trebuie de fiecare dată să explici oamenilor. Dom'le, stai așa. Și trebuie să vezi dacă băncile până la urmă profită sau spun, dom'le, nu profit. Am nevoie de mai mulți oameni să angajez, am nevoie de mai multe sucursale. Asta e, vă iau mai mulți bani. Păi deja iau comisioane mai mari, că vedem și noi. Da, eu relativ... S-au mărit comisioanele. Eu relativ la bănci, care văd că, sigur, ne fac viața din ce în ce mai grea. Toți completăm de 1000 de ori mai multe formulare. Pe vremea comuniștilor era nimic ca toată. Și plătim și mai mult. Plătim prin banii noștri, după care văd că fac și anul ăsta bat recordul din anul trecut la profituri. Și unde pleacă banii? Că nu rămân în România. Nu știu, nu. Păi... Sunt și bănci românești, și bănci străine. Majoritatea nu sunt românești, domnule Ponta, știi și dumneavoastră. Majoritatea categoric nu sunt. Adică... Dacă faci profit așa de mare, oarecum, cum trece? Dă-ne mai mulți bani la buget, să luăm mai puțin de la IMM-uri și de la firmele care produc. Vedem iar produc. În Piața Victoriei după aia, pe directorii de bănci, pe domnul Van Groningen? Păi, să dea guvernul jos, da, nu da, știți? Corect. Adică. Nu da, uităm. Asta e România, e frumos. Așa da, e, da. România educată. Nu cred că au avut alții banchieri care să protesteze. Unde s-a mai văzut în lumea asta? Adică tu faci profitul record, duci profitul afară, aici pui comisioane foarte mari și tot tu protestezi în fața guvernului. Da. Faptul, uite, premierul n-are un instrument direct, dar este acel Consiliu de Stabilitate Financiară la care intră și guvernatorul și diverse instituții.
Eu cred că se poate discuta cu băncile și cred că dacă nu înțeleg, atunci sigur intervii. Dar e un lucru bun pe care îl și-au necesar. Că dacă spui, ok, firmele s-au limitat la 1000, persoanele fizice la 5000. Deci dacă aveți mai multă activitate voi la bănci, faceți mai mult profit, dați-ne înapoi niște bani să-i folosim la ceva. Dacă îi spunem dați-ne înapoi așa pur și simplu, n-or să vrea. Dacă spunem, domnule, uite, din profitul de la bănci, mai ajutăm, mai dăm mai mulți bani la educație, că știți că are cel mai mic buget din procent din PIB, apropo de România Educată. Ca să dăm burse la... Da. Ca să dăm burse la cei cu, cu media 2. Au și ei dreptate, spune, domnule, nu vă mai dăm banii, că uite ce faceți cu ei. Da. Știți că aici ne învârtim într-un cerc. Poate folosesc la inteligența artificială, că am văzut că și pe dumneavoastră v-au pus să vorbiți acolo. Imediat vă arăt imaginile. Ia să văd. Vă arăt imaginile imediat în doar 10 secunde ce au făcut lui Victor Ponta, inteligența artificială ce a făcut lui Ponta, imediat în 10 secunde. Vă anunț că de mâine voi juca la Steaua. Sunt onorat că pot apăra poarta. Dacă Ponta primește vreun gol, o să ajungă să împăzească oile. Eu nu sunt Klaus Iohannis, deși așa pare, sunt doar un video creat cu inteligența artificială. Oricine are acces la internet și puțină curiozitate poate găsi un program bazat pe inteligența artificială cu care să creeze videouri în care imaginea și vocea mea clonate să spună orice. Iar aceste clipuri, răspândite în mediul online, pot dezinforma și crea grave probleme. Iată la ce am ajuns, domnule Ponta. Nu la ce am ajuns. De ce? Domnule Iohannis a ajuns președinte în 2014 cu foarte multe dezinformări. După aceea s-au dovedit minciuni. Deci omul oricum poate fi păcălit. De data asta, tehnologia te ajută și mai tare. Va fi mai greu pentru dumneavoastră, pentru jurnaliști. O să primiți un clip cu Ponta, cu Iohannis, care cine știe, jucăm la ruletă împreună sau... și o să ziceți, bă, îl dăm, nu-l dăm, ia să-l verificăm. Există și softul ca să... Dar pe rețelele sociale nu au posibilitatea pe care o aveți dumneavoastră. Însă, eu nu sunt speriat de... Niciodată n-am fost speriat de tehnologie. Întotdeauna mi-a plăcut tehnologia, o iubesc, îi rog pe copiii mei să mă țină la curent cu ce apare. Adică eu vreau să fiu deschis la minte, să văd lumea, să înțeleg să, ce se întâmplă. Oricum nu putem noi să oprim progresul tehnologic. Dar, pe de altă parte, în România, sunteți jurnalistă de ceva timp, nu? N-a fost manipulare în România. N-a fost manipulare în România fără inteligența artificială. Da, să vedem ce la ne așteaptă fiecare... la anul când începe campania electorală. Să-mi promite să facem o emisiune, colegii dumneavoastră, și cu Ciutacu, și în ultimii 30 de ani, cele mai tari manipulări. Vă dau eu un exemplu de, și știu și cine l-a făcut, că acum suntem prieteni. Aia cu Ponta care îi zice lui ministrei Doina Pană, fă Doina. Eu nu folosesc termenul fă. E... 3 milioane de oameni au zis, ai văzut, mă, i-a zis Ponta lui... Bădăranu, ce vă făceau atunci, da. Adică nu era inteligența artificială, era pur și simplu un fake, făcut de niște oameni care acum, sigur, sunt mari deontologi pe la o televiziune de deontologi, pe la... Era un fake în campanie. Dar acum tehnologia, că te uiți și zici, băi, chiar a zis Ponta că trece portar la Steaua și... deci cred că... În general, cred că nu v-au nimerit aici cu fotbalul, mai mult cu basketul. Da. Întotdeauna dacă suntem inteligenți și vrem să nu ne lăsăm manipulați, nu ne lăsăm. Ce intenționați să faceți în perioada următoare? Să sprijin în continuare. În acest moment, o spun foarte clar, Marcel Ciolacu e singurul care mi s-a părut că vrea să se ocupe de ce mă pricep eu de economie. Vreau să sprijin pe cei care, anul viitor, vor vorbi... și vor avea cu proiecte concrete pentru viața românilor. Pe cei care se vor ține de aceleași povești manipulări, ciuma roșie, nu știu ce, referendumul nu știu care, nu mă interesează. Vă vedem pe liste la anul undeva? Nu. La Pro-România doar, atâta puteți să mă vedeți. Am văzut că a apărut informația că PSD-ul deja vă ia în sondaje să vadă cât aveți pentru Primăria Capitalei. Vreți să luați locul? Nu candidez la Primăria Capitalei, dar dacă mă sondează și văd că stau bine, mă bucur. Adică vreți să luați locul în Nicușor sau?
Nu, nu, Doamne ferește, locul lui Nicușor în niciun caz. Nu, nu voi candida la primărie. Știți exact ce spunea la început despre domnul Ciucă? Dacă ar veni cineva, un prieten, un om bun, de credință, nu știu, Ciolacu sau, nu știu, doamna Firea, să-mi spună, Victor, hai să candidezi la primărie. El spune, domnule, nu mă pricep să fiu primar, nu vreți să punem unul care se pricepe? Care știe să facă treabă, nu știu, uite, Piedone, ăsta de la 4, e foarte bun primar, Negoiț, unul care e bun la primărie. De ce vreți să mă puneți pe mine, care nu sunt bun la primărie? Tocmai de asta îl chem și eu pe... Măcar gândi așa, toți oamenii ar fi foarte bine. Tocmai de asta îl chem și eu pe Ioan Corpoș, pentru că se pricepe să facă emisiune aici la România TV. Bună seara, Ioan! Mulțumesc, bună seara! Ce vede mai departe? Domnul premier, da, vă aștept cu drag. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, o ediție incendiară împreună cu liderul AUR, George Simion. În doar câteva clipe, George Simion vine aici în studioul România TV. Surpriza politică a anului preelectoral în România. Ce le-a pregătit președintele AUR? Lovitura serii. Simion le aruncă în aer jocul pentru Palatul Cotroceni. Simion i-a prins. Dezvăluirile care, cu siguranță, vor zgudui scena politică. O ia George Simion pe Elena Lasconi în AUR? Răspunsul imediat și pregătirea botezului național. Are George Simion băiat sau fată? Îl întrebăm imediat, doamnelor și domnilor, așa cum vă anunțam, o ediție incendiară sosește în doar câteva clipe aici în studioul nostru. Liderul AUR, George Simion, așa cum vă spuneam, surpriza politică a anului preelectoral în România. George Simion imediat.